Gafă de proporția lui Donald Trump, care pare să-și fi încurcat prietenii. Într-o încercare de a-l lăuda pe premierul maghiar Victor Orban, republicanul a confundat țara pe care acesta o conduce și a spus că e liderul Turciei. The world is exploding. If you take a look, I mean, the whole world is exploding. You know, I was very honored as a man, Victor Orban. Anyone ever hear of him? He's probably like one of the strongest leaders anywhere in the world. And he's the leader of... Right? He's the leader of Turkey, fronts on both Russia. Fostul președinte american Donald Trump pare să-i fi confundat pe liderii Turciei și Ungariei într-un discurs de campanie susținut în New Hampshire. Însă tot Donald Trump a mai spus că Victor Orban are un front cu Rusia și că aceasta nu are granițe nici cu Turcia, nici cu Ungaria. Fostul președinte american l-a lăudat în mod repetat pe Victor Orban, care se opune migrației și drepturilor minorităților sexuale, critică Bruxelles, iar zilele trecute chiar a comparat apartenența Ungariei la Uniunea Europeană cu cea la Uniunea Sovietică. De cealaltă parte, Victor Orban a fost primul lider european care a susținut campania prezidențială din 2016 a lui Trump și l-a îndemnat ulterior să continue să lupte, după ce fostul președinte a fost pus sub acuzare penală.